puține românce au auzit de ea, dar fără ea, puține românce s-ar mai fi făcut auzite. Se numea Eugenia Roisi Anculescu. Toată viața a luptat pentru drepturile femeilor. A cerut salarii egale pentru femei, a militat pentru ca femeile să poată exercita profesii considerate masculine. Dar mai ales, s-a luptat ca o leoaică pentru dreptul femeilor de a vota. În 1938, româncelor li s-a acordat în sfârșit drept de vot. Eugenia Roisi Anculescu s-a stins în același an, de parcă n-ar fi trăit toată viața ei decât pentru asta. Ea a făcut auzit glasul nostru, al femeilor. Este timpul ca și glasul nostru să-i facă auzit numele. Este motivul pentru care m-am alăturat campaniei Femei pe Bancnote. Intră pe femeipebancnote.ro și semnează petiția pentru ca Eugenia Roisi Anculescu să dea chip unei bancnote românești.